intre într-un partid, vor să ajungă oameni cu influență, oameni cu putere, cu decizie în oraș, în stat, în țară. Și oamenii aceștia își compromit absolut orice lucru din viață pentru ca să pună mâna pe putere. La o scară mai mică sunt oameni care fac același lucru în biserică. Motivația din inima lor nu știe nimeni. Ei nu vor să slujească, lor le trebuie putere. Noi nu vedem ce e în inima unui om, că oamenii nu-s din sticlă. Dacă trăim mult lângă ei, începem să ne dăm seama de motivațiile lor, dar la prima vedere nu știi dacă un om slujește sau conduce pentru că îl iubește pe Dumnezeu și este un om sincer, un om smerit, sau dimpotrivă este un om mândru care vrea să slujească din aroganță ca să se impună, să demonstreze cine este el. Dumnezeu știe bine lucrurile astea, noi doar le bănuim și uneori bănuielile noastre sunt adevărate, alteori greșite. Un alt om de știință, Victor Frank, el a spus că principiul vieții, scopul vieții, rostul vieții este credința. El a vrut să spună de fapt că ceea ce definește un om în viață, pe lângă faptul că are familie, pe lângă faptul că are serviciu, pe lângă faptul că are casă, pe lângă faptul că are rude și prieteni, are o viață normală, pe lângă toate astea, el este un om care crede în Dumnezeu. Și credința îl definește pe el, nu serviciu. Credința îl definește pe el, nu familia. Adică pe primul plan în viața lui este credința în Dumnezeu și relația spirituală personală cu Dumnezeu. Așa de fapt spune și Biblia. Apoi este relația cu familia, apoi relația cu biserica și așa mai departe. Scumpii mei, în urma acestei introduceri aș vrea să spun ca o bază, ca o fundație pe care să începem să așezăm răspunsul la întrebarea de ce exist și care este planul lui Dumnezeu cu privire la mine, aș vrea să spun un pic care sunt fazele vieții umane în timp. În Biblia ne spune în Psalmul 37 cu versetul 25, am fost tânăr și am îmbătrânit. În această afirmație, psalmistul remarcă procesul vieții, trecerea prin timp. Noi avem două limite ale existenței, nașterea, și nimeni nu ne întreabă dacă vrem să ne naștem și în ce condiții. Brunet, blond, într-o familie de regi în România, în America, pur și simplu ne trezim în viață. Și de asemenea, momentul morții, nici aici nu ne întreabă nimeni. Dacă vrem să murim în mașină, la spital, acasă, la 80 de ani sau la 30, pur și simplu murim. Sunt două evenimente care ne marchează existența, dar noi nu avem niciun cuvânt de spus. Însă, dacă nu putem să spunem nimic în legătură cu nașterea și cu moartea, tot ce cuprinde aceste două limite este responsabilitatea noastră. Uneori noi citim greșit în Scriptură, acolo unde Iacov spune următoarele cuvinte. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Unii predicatori și mai ales oamenii credincioși citesc din Scriptură altfel decât cum scrie. Cum citesc unii din Scriptură? Dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Nu scrie Biblia așa, puteți să verificați. Astăzi noi toți avem oportunitatea să avem Biblia acasă sau la noi. Pe vremea lui Ceaușescu nu aveam această oportunitate. Dar Biblia nu scrie dacă va vrea Domnul vom face. Mi s-a întâmplat că am întrebat și eu ca și dumneavoastră anumite persoane, vrei să mergi la rugăciune în seara asta? Și el zice, dacă va vrea Domnul, o să merg. Când eram la începutul credinței, apreciam răspunsul ăsta ca fiind foarte duhovnicesc. Astăzi nu-l mai apreciez ca fiind duhovnicesc. Să vă spun de ce. Pentru că niciodată când am vrut să mă duc la rugăciune, Dumnezeu nu mi-a ieșit în față să-mi spună nu te duce. Răspunsul ăsta noi îl dăm, unii dintre noi că așa ne-am obișnuit, alții pentru că l-am auzit la alții, alții pentru că vrem să părem un pic mai biblici în vocabular, dar în primul rând nu-i biblic și în al doilea rând nu-i real. S-ar putea să pun la treabă conștiința cuiva, dar nu mă judecați înainte să mă ascultați. Uitați cum zice Biblia. Dacă va vrea Domnul, vom trăi. Ceea ce depinde de Dumnezeu nu e să mergem sau să nu mergem la rugăciunea aia, depinde de noi.
Ceea ce depinde de Dumnezeu e să trăim și dacă trăim, noi hotărâm dacă mergem la rugăciune sau nu mergem la rugăciune. Nu Dumnezeu îmi spune când să mă duc și când să nu mă duc, că din punctul lui de vedere ar trebui să mă duc întotdeauna. Biblia zice, dacă va vrea Dumnezeu, vom trăi. Viața noastră depinde de El, nu acțiunile noastre, acțiunile noastre depind de noi. Noi hotărâm dacă mergem sau nu la rugăciune, dacă mergem sau nu la adunare, dacă mergem sau nu la serviciu, dacă suntem fideli soțului sau soției, dacă respectăm autoritatea din biserică, dacă ne îmbrăcăm frumos sau ne expunem trupurile, că în altfel nu putem să primim atenția oamenilor. Noi hotărâm ce facem cu viața când trăim, dar de Dumnezeu depinde să trăim. Fraților, a vrut cineva să se ducă la rugăciune și i-a spus Dumnezeu să nu se ducă. De ce ziceți că dacă va vrea Domnul vom trăi? Ce vreți să spuneți cu asta? De ce nu spuneți, dacă Dumnezeu va vrea să trăiesc, aș vrea să fim la rugăciune. Așa e biblic. În intenția noastră de a fi duhovnicești, uneori părem altfel. Nu-i frumos să spun ipocriți că e cuvântul aspru, dar conștient sau inconștient putem aluneca ușor în treaba asta. Dacă tot vrem să fim biblici, e bine să fim biblici, nu pe lângă Biblie. Nu asta am vrut să spun. Aceasta am spus-o doar într-o paranteză. Am vrut să spun că există un proces al vieții și noi începem fără să pricepem nimic din viața în care am intrat. Și aș vrea să vă prezint câteva faze. Ele sunt doar așa ca să dezvoltăm ideea care este scopul vieții și cum îl vedem în fiecare moment al vieții. Prima fază este copilăritul. Aceasta probabil că este undeva între 0 și 10 ani. La unii se prelungește mai mult. Aceasta este vârsta inocenței. De obicei copiii la vârsta asta sunt foarte inocenți. Cu o bomboană îl poți duce oriunde. Nu au discernământ prea mare. A doua fază este tineritul. Acesta este de obicei între 10 și 20 de ani, dar poate să treacă mult peste 20. Asta este vârsta curiozității. Tânărul începe să aibă mai multă libertate din partea părinților, de obicei are telefon la vârsta asta, în America de pe la 16 ani au mașină și profită de foarte multă libertate, stă la școală vreo 6-8-10 ore pe zi și iese mult de sub autoritatea părinților și această libertate el începe să o folosească și pentru a-și satisface curiozitățile. De ce fetele sunt diferite de băieți și care e diferența? Și începe în felul ăsta ajunge la poze murdare, ceea ce se numește într-un limbaj obișnuit pornografie. Pornografia pune presiune hormonală pe el și ajunge la alte manifestări. Nu vreau să intru în amănunte, măcar că astea sunt realități, că noi le spunem sau nu le spunem. Mai bine îi învață cei din lume, că noi nu avem timp să învățăm. Ascultați-mă, Scriptura ne spune să ne învățăm noi copiii, nu altul să ne învețe. Că dacă ne învață lumea, lumea învață ce știe ea. Dar dacă noi ne învățăm copiii, noi învățăm ce știm noi și noi am trecut prin astea. Noi știm mai bine decât ei drumul ăsta, că deja l-am parcurs de vreo 30, 40, 50, pentru alții mai multe zeci de ani și am ști să le dăm niște sfaturi folositoare, că după ce ai văzut odată cascada Niagara, e ușor să fii ghid pentru cineva care nu a văzut-o niciodată. O a treia fază este căsătoritul. Acesta probabil că se încadrează între 20 și 40 de ani, dar sigur că este flexibil sub 20 și peste 40, ca și excepție. Asta este vârsta căutării. Sunt oameni care caută și găsesc, sunt oameni care caută și nu găsesc, sunt oameni care caută și după ce au găsit au terminat cu căutatul, dar sunt oameni care caută, găsesc, dar după aceea continuă să caute. Și aceștia sunt infidelii și sunt oamenii care au uitat că s-au căsătorit. Sigur că viața merge înainte și urmează înmulțitul. Folosesc exemplu biblic. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Probabil că aceasta e vârsta 25-40, dar de asemenea e relativă, puțin de desubt și puțin peste. Aceasta e vârsta multiplicării. Primim de la Dumnezeu copiii, mai mulți sau mai puțini. Este vârsta construitului, vine o vârstă în care construim, probabil că între 25 și 50 de ani, mai devreme sau mai târziu. Aceasta este vârsta cheltuitului. Ne împrumutăm de la bănci, cheltuim ceea ce am încercat să strângem, pentru că vrem să ne facem un cuib, spunea bunica.
O căsuță, un apartament, o chirie, ceva cumpărat, proprietate personală, cu bani jos, cu împrumut de la bancă sau împrumut de la rude și prieteni, sub o formă sau alta, fiecare încercăm să avem un loc numit acasă. E foarte complicat să iei fata omului de acasă și să o duci nicăieri. Îți trebuie acasă. Apoi vine vremea bunicăritului. Aceasta probabil că este între 50 și 70, dar pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu. Aceasta este vârsta în care strângem roadele. Vârsta bunicăritului este vârsta strângerii roadelor. Știți cum? Fiecare venim singuri în lumea asta. Chiar dacă suntem gemeni, ne naștem pe rând. Și dintr-o dată ne căsătorim, avem copii, vine generația următoare, nepoții. Și numai cei care sunteți bunici înțelegeți ce vreau să spun. E un mare har, n-am știut asta până când n-am fost bunic. E un mare har să-ți poți vedea copiii copiilor. Nu știi cum este copiii copiilor, dar n-am ajuns aici. Dar știu cum este să-ți vezi copiii copiilor. Strănepoții nu, dar nepoții da. E un mare har să vezi așa de mulți oameni care au ieșit din tine. Chiar dacă aceștia sunt 2, 4, 10, 20, 50, depinde de câți copii și câți nepoți ai. Dar e un mare har, e o bucurie și o satisfacție extraordinară. Ei, oamenii care nu au familie, de unde să le vină această satisfacție? Nu mă refer la cei care hotărăsc, fiind fameni, făcându-se singuri fameni, celibatari, care ei decid să nu se căsătorească pentru că vor să se dedice Domnului. Și asta este o familie, familia lui Dumnezeu. O altă etapă în viață este odihnitul. Asta este vârsta neputinței. Probabil că este între 70 și 80. Ești la pensie, mergi greu, nu mai ai resurse, obosești ușor, te refaci greu, până acum nu ți ajungeau 3 mese pe zi, acum nu mai poți să mănânci niciuna foarte copioasă, nu mai vrei cârnați, nu mai vrei mănânci mai multe verdețuri. Vine o vreme când organismul nici nu mai muncește mult, dar nici nu mai mănâncă mult. Și o perioadă așa de hibernare, de odihnă, este vremea când ajungi în vârful dealului. Apoi este o altă perioadă numită bolitul. Probabil că între 70 și 80 de ani este vârsta când organismul se ruginește atât de tare ca o mașină încât toate se strică odată. Că toată viața se strică câte ceva. Dar te doare astăzi aici, mâine în Focșani. Te doare când un cot, când o ureche, când pe undeva. Dacă te doare de fiecare dată în altă parte, aia e definiția că ești sănătos. Și lucrurile care te dor înseamnă că le ai. Dar când te doare de fiecare dată în același loc, aia înseamnă că ești bolnav. Asta e diferența între sănătos și bolnav. Pe om îl doare câte ceva de când se naște până moare. Dar în vremea bolitului îl dor toate în același timp. Nu știu dacă aici se folosește, dar în America se schimbă cartilagile astea, șoldurile, coatele, genunchii. Aproape cum se schimbă la mașină, pivoți, rulmenți și alte lucruri de genul ăsta. Este o vreme când toate părțile corpului și organele interne, dar mai ales scheletul acesta, frame-ul ăsta, oasele, se strică foarte tare. O viață întreagă, mai ales bărbații, sunt expuși la lucruri afară. Iarna lucrează în construcții, femeile mai mult lucrează la adăpost, fac munci un pic mai ușoare. Într-o paranteză, nu uitați, Biblia nu vorbește de văduvi, numai de văduve, pentru că bărbații mor primii. Asta este regulă în Scriptură. Atunci când vorbim despre bolit, aș vrea să spun că aceasta este vârsta suferinței. Și Biblia, prin Solomon, vorbește foarte mult despre asta. Spre exemplu, Solomon spune următoarele cuvinte: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Dar care sunt zilele rele? Zilele în care ești bătrân. Dar cum să fii bătrân, sunt zile rele? Păi nu eu am spus asta ca să răspund. Solomon a spus-o. Și noi zicem că Biblia e inspirată de Duhul Sfânt. Și cum, ce mai zice el? El zice așa: până când nu vin zilele cele rele, când zici nu mai îmi găsesc nicio plăcere în zilele astea. Te trezești de dimineață, dar nu mai ai niciun chef să te trezești, dar te trezești că n-ai încotro, că s-a făcut dimineață, ce să faci altceva? Te doare colo, te doare colo, nu te mai bagă nimeni în seamă, bani împrumut să mai dai la altul nu mai dai, nu-ți mai cere nimeni sfatul, nu mai poți să faci nimic, nimeni nu-ți mai cere ajutorul, hei, vino repede și ajută-mă, hai să facem instalația electrică. Nu te mai urci nicăieri la 80 de ani.
Și faptul că nu te mai bagă nimeni în seamă, nu te mai sună nimeni, că nu mai ai ce să le dai. La vârsta ai nevoie să primești, că nu mai ai bani de medicamente. Te simți fără valoare și atunci zilele devin rele. Cea mai mare realizare a unui om este semnificația, adică momentele în care cineva te face să te simți valoros. Te duci acasă la cineva și îi faci un lucru, în numele Domnului sau pe bani. Și ăla zice, bă, trăiți-ar familia, ce mână ai, mă. Bă, ce instalație sanitară mi-ai făcut de 20 de ani, nu s-a stricat. Sau ce dinți mi-a pus ăla, Domne, acum 50 de ani în România mi-a pus și ia uite, tot aici sunt. E, când aude dentistul ăla sau instalatorul ăsta ce-a făcut el, păi crește inima în el, Domnule, ăla are valoare. Și eu, Domne, am ajuns meseriaș. Ei, da, la 80 de ani nu mai pui dinți și nu mai faci nicio instalație sanitară. Ești o persoană pe care toți te ocolesc, că le e frică că dacă începi o discuție nu mai termini. Și Solomon explică foarte multe lucruri despre vârsta bătrâneții și o să vă spun câteva dintre ele. Zice așa, până nu se întunecă soarele, omul își pierde vederea, ajunge predispus la depresie, zice, se întorc norii după ploaie. Ați văzut dumneavoastră nori după ploaie? Păi ploaia nu se oprește până nu trec norii. Ei trec odată. Aici zice că se întorc norii. Ploaia s-a oprit, dar norii au rămas. În lumea reală nu. Asta e o figură de stil. Vorbește despre depresie. Apoi îi tremură mâinile, îi tremură picioarele, îi cad dinții, devine așa ursuz, fără chef, nu mai râde. E absent din lumea reală. A plecat de mult. Asta înseamnă că a murit înainte să moară. El mai trăiește în mod biologic, dar ca și existență, ca și semnificație, a murit. N-ar trebui să ne folosim zilele așa, chiar dacă suntem bătrâni. Dacă mai avem o zi de trăit, o trăim zâmbind, o trăim rugându-ne, o trăim venind la biserică, o trăim fiind preocupați de familie, onorându-L pe Domnul, indiferent ce vârstă avem. Și asta nu este o pornire instinctuală, este o chestie disciplinată pe care un om o învață în 70-80 de ani. Că dacă nu o învață în 70-80, poate să trăiască cât Metusala, că tot nu o învață. Și Biblia continuă și spune următoarele cuvinte, devine depresat și indiferent, spre exemplu, uruitul morii și ciripitul păsărilor. Încă n-am ajuns la vârsta să aud păsările ciripind dimineața, dar oricum până acum, vreo 5 ani, nu le auzeam deloc, că când ești tânăr, dormi de... nici ceasul nu-l auzi, dar păsările de afară. Ei, când ești bătrân, la a 10 acasă, dacă ciripește o pasăre de-aia micuță, micuță ai și auzit-o. De ce? Păi somnul sensibil, de la 3 oricum nu mai dormi. Adorm la 3 și te trezești la 4. Pentru că ăsta e mecanismul vârstei. E, Solomon vorbește de toate lucrurile astea. Și acum revin cu titlul predicii din seara aceasta. Care-i scopul vieții? Să ajungem așa? Are Dumnezeu un plan cu mine? Ăsta e planul lui Dumnezeu? Să ajung să-mi fie silă de mine, să ajung să mă rog. Probabil că dumneavoastră mai m-ați auzit pe mine spunând că atunci când am avut 6 luni de viață, părinții au divorțat și unul s-au dus într-o parte, unul în alta. De fapt, legea m-a dat în grija mamei. Mama a încercat să se recăsătorească, al doilea soț a murit și după aceea a încercat din nou și a avut o viață complicată. Dar m-au crescut părinții, adică bunicii mei. N-am mai avut frați și surori și am trăit singur. Și în ultimii 5 ani de viață ai bunicii care m-a crescut, ea a fost o arbă, au avut explozie globulară la amândoi ochii și a fost o arbă 100%. Și eu am îngrijit-o și o auzeam în fiecare zi rugându-se, era o creștină ortodoxă, dar ca și oamenii din generația aceea, erau oameni credincioși și se rugau lui Dumnezeu. Și se ruga mereu și spunea, Doamne, ia-mă că nu mai suport întunericul ăsta și viața asta fără rost. Dar vreau să vă spun că eu am auzit-o în zilele în care a simțit că moare, că se roagă invers. Doamne, mi-e frică de moarte, mai lasă-mă să trăiesc. Mi-am dat seama atunci că moartea este totuși cel mai nesuferit lucru pentru un om. Nu doar prin durerea ei, ci și prin necunoscutul ei. Necunoscutul e unul dintre aspectele cele mai complicate ale morții, pentru că știi că o să pierzi controlul. E ca și anestezia, mulți refuză operații că le e teamă că nu se mai trezesc din anestezie, pierd controlul când te anesteziezi. Ei, aici Solomon vorbește despre foarte multe lucruri, însă ultima etapă este adormitul, adică după vârsta de 80 de ani, nu știu când, sigur că nu toți ajung la 80 de ani, unii mor la un an sau 10. Ce am vrut să spun este că vârsta de adormire este încetarea percepțiilor senzoriale.
pur și simplu pierzi percepția și te mulți într-o altă dimensiune cu care nu mai ai nicio legătură și nicio relație cu dimensiunea aceasta în care ai trăit o vreme într-o familie, într-un oraș, într-o biserică și așa mai departe. Ei bine, ce am vrut să spun este următorul lucru. Dacă îl scoatem pe Dumnezeu și viața veșnică din acest proces, copilărit, tinerit, căsătorit, înmulțit, construit, bunicărit, odihnit, bolit și adormit, dacă îl scoatem pe Dumnezeu din etapele astea, dacă scoatem pocăința și viața veșnică, atunci omul e ca un animal. De ce se trezește un cal dimineața? Se trezește să mănânce un snop de paie, să bea o găleată de apă și să fie pus la căruță și dă-i, du-mă la piață, întoarce-m acasă. Du-mă cu plugul pe pământ și înapoi la capătul celălalt și tot așa. Așteaptă seara să mai mănânce un snop de paie, să mai bea o gălată de apă, să culce. Și dimineața ia de la capăt. Asta este viața unui animal. E normal săracul să se întrebe care-i rostul meu. Și răspunsul e simplu, să-l slujești pe stăpânul care a dat 200-300 de euro pe tine. Ăsta este scopul. E bine, dar omul e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, are rațiune. Animalele n-au rațiune, n-au cunoștința existenței. Dacă omul are rațiune, ce face cu ea? În momentul în care Dumnezeu lipsește din existența unui om, viața veșnică lipsește ca și prioritate, ca și scop, atunci omul este pur și simplu ca un animal. Aleargă după plăceri, aleargă după bani, pentru că banii au legătură cu plăcerea, că banii sponsorizează plăcerile. Aleargă după fuga de pericole și tot felul de alte lucruri ca să încearcă și el săracul să fie fericit. Cum îl duce mintea? Am vrut să prezint acest proces al existenței ca să spun următorul lucru. Indiferent ce vârstă are un om, dacă nu-l cunoaște pe Dumnezeu, n-are niciun scop în viață. Se duce la lucru să câștige bani, câștigă bani ca să-i dea pe alcool și pe prostii, mâine se duce din nou la serviciu după bani, iar îi câștigă și iar îi dă pe prostii și așa se învârte roata până când într-o zi nu se mai trezește. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, care este scopul vieții din punct de vedere secular, istoric, lumesc? Care este scopul? Cei mai mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care sunt atei sau creștini nepracticanți, cum a fost eu până la vârsta de 21 de ani, eram un membru inconștient și involuntar al Bisericii Ortodoxe, când aveam o lună jumate și nu știam de mine nimic, nici nu știam că exist. O femeie m-a dus la preot și preotul m-a băgat într-un cazan și m-a botezat și m-a dedicat Domnului. Nimeni nu mi-a spus că-s dedicat cuiva, că am vreo obligație la cineva, că-s responsabil față de cineva. Să când am ajuns la 12, 14, 15 ani și m-am trezit și am știut că eu sunt eu, am început să fac ce-mi place și nu mai m-a interesat de popa și de femeia aia numită Nașa, care m-a dedicat nu știu cui. N-am ținut niciodată cont că sunt dedicat cuiva și am vreo obligație la cineva. Am făcut ce mi-a plăcut mie. La vârsta de 21 de ani, în mod conștient de data asta, în mod voluntar de data asta, eu am ales. Și în mod personal, eu nu altul, mi-am dedicat viața Domnului prin pocăință. M-am botezat în apă ca un semn al legământului meu cu Domnul meu Iisus Hristos și de atunci am început să mă lupt împotriva păcatului și am început să mă lupt cu viața mea ca să-L servesc pe Dumnezeu cu toate acțiunile vieții mele. Așa am ajuns până în vârsta aceasta. Acum, cei mai mulți oameni care nu ajung la momentul convertirii, ei cred că bogăția, frumusețea, celebritatea, abilitățile, banii sunt lucrurile de care au nevoie să fie fericiți. Ei cred că dacă le vor avea sens în viață. Și atunci încep să alerge după ele. Și am să vă dau câteva exemple. Priviți, vă rog, aici. Bogăția. Sunt oameni care spun, dacă aș avea mai mulți bani, aș fi fericit. Cei mai mulți oameni din lume cred asta. Vreți să mă credeți că eu nu cred asta? Mi-aduc aminte că eram copil și în generația mea era vremea trotinetelor. Nu știu cum să le spun altfel, probabil că știți ce e aia trotinetă. Chestie din aia pe care te pui cu piciorul și cu celălalt te împingi pe pământ să mergi mai repede, cu rotiți așa mici. Ei, bunica avea o pensie de 150 de lei de la CAP-ul și nu putea să-mi ia trotinetă. Și am băzit-o, cred că un an sau doi la cap, până la urmă mi-a luat una și acum o văd. Undeva aici în mintea mea, era blo, metalică blo.
Ăla a fost primul lucru pe care eu l-am avut personal. După aceea, târziu am avut o bicicletă, apoi o motocicletă, apoi o mașină și Adi, Remus, câțiva prieteni de aici au fost parte la binecuvântarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o atunci, cu mulți ani în urmă, după aceea alte și alte mașini și am ajuns astăzi așa cum sunt astăzi aici. Ei, îmi dau seama că astăzi, chiar dacă am mai multe lucruri decât altă dată, sunt același om și nu nicio diferență în viața mea. Conduci mașină pe benzină sau pe motorină, până la urmă e un moft, e o oportunitate, e tot acolo. Că stai aici sau că stai dincolo, ascultați-mă, oamenii pot trăi probabil cu vreo 10-15% din ceea ce au acum. Nici nu vă imaginați cât de puține lucruri trebuie ca să trăiești pe lângă complexitatea pe care noi ne-o permitem astăzi și ne-o permitem în defavoarea noastră, că asta ne trimite la muncă. Un telefon de 25 de euro nu te-ar trimite așa tare la muncă, dar unul de 800 și dacă îți trebuie 2-3 pe an că scad în apă, atunci e puțin mai complicat. Ei bine, vreau să vă dau exemplu unui om care a fost foarte bogat. A avut mașină din aur, ceas din aur, pian din aur, Elvis Presley. Ăsta a murit la 41 de ani. A fost idolul Americii la vremea aceea. A avut o viață destrăbălată, zbuciumată și se pare că a murit din cauza destrăbălării. Se pregătea să țină un concert pe coasta de vest a Americii, în Portland, Oregon, și a murit. Nu l-a putut salva banii. În afară de muzică, care a fost un dar al lui Dumnezeu, și paradoxul este că am stat de vorbă odată cu un misionar care a fost membru în biserica unde el, unde el era membru în tinerețe și a vrut să meargă la cor și dirijorul l-a testat să vadă dacă are voce și l-a refuzat că n-are voce să intre la cor, să devină corist în biserica aia și după aceea a devenit regele rockului, după cum știm de Elvis Presley. Dar să trecem dincolo de asta. Nu este nimic greșit să ai bani, dar este greșit să crezi că banii te fac fericit. Banii nici n-au rolul să te facă fericit. Banii nu pot să te facă fericit. Cu bani poți cumpăra pat, dar nu somn. Cu bani poți cumpăra o femeie, dar nu dragostea ei. Cu bani poți cumpăra medicamente, dar nu sănătate. Cu bani poți cumpăra un colț dintr-un oraș, dar nu fericirea. Ascultați-mă, fericirea nu se cumpără cu bani. Banii sunt necesari, dar nu te pot ajuta să fii fericit. Te pot ajuta să fii bogat, te pot ajuta să fii milionar, te pot ajuta să fii cum vrei, dar nu fericit. Fericirea ține de altceva. Al doilea lucru care cred oamenii că te ajută să ajungi sub lumina reflectoarelor este frumusețea. Și acesta, sigur că dacă bogăția e problema bărbaților, în mod special, frumusețea e problema femeilor. Ele spun, dacă aș fi mai frumoasă, cu siguranță aș avea acces mai în față. Vă dau exemplu de unul dintre idolul frumuseții americane, Marilyn Monroe, spre exemplu. A fost frumoasă, însă plină de vicii și a murit în mod misterios ca și idolul bărbaților în casa ei la vârsta de 36 de ani datorită alcoolului, drogurilor sau unui exces de medicamente. Nu este nimic greșit să fii frumoasă și e și acesta un dar și fiecare femeie este frumoasă în felul ei și fiecare femeie este frumoasă pentru soțul ei. M-ați auzit? Fiecare femeie este frumoasă pentru soțul ei. Că numai binele este universal, frumusețea este subiectivă. Spre exemplu, pentru mine e frumoasă culoarea albastră și galbenă. Dar asta nu înseamnă că roșu nu e frumos pentru cineva. Frumosul nu are regulă, e o chestie personală. Binele are regulă, nu minți, asta pentru toată lumea. Nu fura, asta pentru toată lumea. Binele are principii, frumusețea nu, e o chestie de gust. Nici nu poți să spui de ce e frumos albastru. Nu știu de ce e frumos albastru, așa mi se pare mie. E o chestiune foarte subiectivă. Celebritatea. Noi credem că oamenii care sunt celebri sunt oamenii importanți și fericiți. Ascultați-mă, celebritatea, nu vă imaginați cât este de obositoare. Știu că anonimatul este dureros, dar credeți-mă că celebritatea este mai mult decât stresantă. Până nu ai, nu știi cât de scump se plătește. Vă pot da un exemplu de persoană celebră, spre exemplu Angelina Jolie. Ea astăzi, acum în perioada asta, are aproximativ 39 de ani, mea să știți că este la a treia căsătorie, are vreo 6 copii, unii făcuți de ea, alții înfiați, trăiește între Brad Pitt și alte experiențe pe care le are și femeia aceasta care este plină de bani, care este una dintre cele mai celebre femei, este nefericită. Sigur că în poze nu e nefericită, nu e nefericită, în poze e fericită, dar în realitate nu este. Pentru că
zbuciumul în care ea trăiește, pur și simplu o face hăituită, nesatisfăcută, vândută, de cumpărat și nefericită. Însă oamenii cred că dacă au bani, cred că dacă sunt frumoși, cred că dacă sunt celebri, dintr-o dată și-au împlinit scopul vieții. Uitați-vă la aceștia, nu este adevărat. Hai să spun ceva de performanță. Sunt oameni care încearcă performanță sportivă, intelectuală, materială, oameni care vor să ajungă miliardari, alții vor să ajungă politicieni, alții vor să ajungă sportivi sau... Toate lucrurile astea nu sunt rele în sine, că fiecare trebuie să ne câștigăm pâinea într-un fel. Dar nu trebuie să credem că dacă ajungem la celebritate sau la performanță, la bogăție sau la frumusețe, suntem mai importanți decât alți oameni. Asta este o percepție. Vreau să vă aduc aminte de Bruce Lee. Pentru bărbați și mai ales pentru generația bărbaților de vârstă, pentru bărbații din generația mea, poate un pic mai bătrâni, poate un pic mai tineri, acesta a fost idolul masculinității vremii. A fost poate cel mai popular bărbat. La 33 de ani a murit în timp ce finaliza filmul Jocul cu moartea. 20 de ani mai târziu, fiul lui Brandon moare în timp ce filmează, ce finalizează un alt film, Corbul. Ei, în ciuda la tot talentul acesta al acestui om care este de-a dreptul inexplicabil, forța, viteza lui de reacție a fost de-a dreptul celebru și astăzi inspiră sporturile violente foarte mult, omul acesta nu a trăit decât să-i bată pe alții, a murit fără să știe nimeni de ce și a rămas o amintire, o firimitură de familie și nimic în urmă decât o gașcă de oameni care țipă și sunt agresivi. La ce a folosit celebritatea? Nu vreau să vorbesc împotriva celebrității ca pisica care nu-i place slănina la care nu ajunge. Am vrut să vă dau câteva repere din domeniile acestea și să vă spun următorul lucru. Dacă cineva vrea să-și înțeleagă scopul vieții, lucrul ăsta n-are legătură cu banii. Dacă cineva vrea să-și înțeleagă scopul vieții, lucrul acesta n-are legătură cu frumusețea. Ați văzut-o în poză vreodată pe Maica Tereza? Credeți că și-a împlinit scopul vieții? Oh, da. Este una dintre primele femei din lume ca și apreciere istorică. N-a fost o femeie frumoasă și nici bogată. Dar atunci de ce a ajuns așa de apreciată și de ce a murit bucuroasă de ce a făcut cu viața ei? Este o mare înșelăciune să crezi că cosmeticizarea aceasta fără rost, niște fuste din alea care spun în evidență calitățile corporale, sânii ți-i dezgolești sau te îmbraci așa ca să se vadă că-i ai, fundul, iertați-mi expresiile, picioarele pe care le tot dezgolești, ascultați-mă, picioarele unei fete sunt ale ei, picioarele unei femei sunt ale lui bărbatul. N-ar trebui să le vadă frații. Nu spun să nu le vadă frații decât în anumite zone care se numesc intime. Dacă o femeie vine cu fusta peste genunchi, orice om serios crede despre ea că vrea atenție. Pe altceva ce să vrea? Când Biblia vorbește de haine, definește hainele ca ceva ce acoperă trupul, nu ca ceva ce îl descoperă. Asta citim în Scriptură. Nu vreau să fac un studiu acum pe tema asta, vreau să spun doar următorul lucru. Dacă Biserica lui Dumnezeu a ajuns să-și permită manifestarea senzualității în sanctuar și în serviciile divine, să vină o fetișcană aici la microfon să cânte o cântare sau să spună o poezie și să-ți fie rușine să te uiți la ea pentru că te gândești la altceva și mai bine te uiți încolo, credeți-mă, am ajuns rău. Am ajuns foarte rău. Și dacă bărbații se îmbracă în niște pantaloni din ăia, cum sunt treningurile alea care țipă pe sportivi, ca să se vadă și lucruri care n-ar trebui să se vadă prin formele pe care le pun în evidență pantalonii prea strânți, doar pentru că așa se îmbracă Brad Pitt. Ascultați-mă, Brad Pitt nu-l cunoaște pe Iisus și el slujește un alt Dumnezeu, dar dumneata tot la fel? Vreți să știți că hainele au mesaj? Vedeți un tinerel din ăsta care își desface, se duce la sală, bagă steroizi și antrenament și după aceea își desface 3 nasturi la cămașă. Care este mesajul? De ce merge cu 3 nasturi desfăcuți aici? Că e cald? Nu, că și mie mi-e cald. Și dacă mi-e cald, ce? Slavă Domnului că e cald. Iarna dau $400 să fac cald. Uite, acum nu dau niciunul. De ce își desface 3 nasturi la cămașă? Ca să se vadă pectoralii, că doar în ea investește 2 ore pe zi și medicamente scumpe.
Nu vreau să devin ironic, nu-i scopul meu. Eu nu am venit aici ca să prezint o notă de superioritate. Eu sunt fratele dumneavoastră. Eu vorbesc ca să aduc câștig cuiva în numele Domnului. Eu vorbesc pentru că menirea noastră nu este să ne etalăm picioarele și sânii, nu este să ne etalăm bicepsi și alte părți musculare. Menirea noastră este să ne sfințim. Și până nu ajungem aici, trăim fără să știm de ce și pendulăm ca și pendulul acela de la cea săracu, fuge toată viața și nu se oprește niciodată nicăieri. Merge din floare în floare, din fată în fată, din experiență în experiență, din biserică în biserică, din familie în familie, din oraș în oraș și când moare săracul, e al tuturor și al nimănui, este cetățean internațional. Oamenii care nu și-au găsit adevărata fericire în performanță, în celebritate, în bani, în frumusețe, înseamnă că nu poate fi găsit acolo. Adevărata fericire nu vine din faptul că ești sportiv bun, că ai darul frumuseții, că pur și simplu viața te-a pus într-o circunstanță unde câștigi bani mulți, sau că dintr-un alt punct de vedere social, familial, material, intelectual, profesional, excelezi în vreun fel. Scopul vieții nu are în primul rând legătură cu lucrurile astea. Frați și surori, o să facem o pauză după ce fac această afirmație și în pauza aceasta frații o să spună ce facem și o să reluăm. Vreau să spun următorul lucru. La vârsta la care am ajuns, sunt prea multe experiențe și urme ale pașilor lui Dumnezeu în trecutul nostru ca să gândim ca înainte de 20 de ani. Sunt prea multe experiențe cu Dumnezeu în trecutul nostru ca să ne facem că nu știm care este răspunsul la întrebarea care e scopul vieții. Scopul vieții nu este să ajungem bogați. Dacă ajungem, aleluia, păstrează ce îți trebuie și restul fă bine pentru Domnul. Dacă ai ajuns puternic, fii cinstit, fii integru și încearcă să folosești ce ai și pentru Dumnezeu. Dacă ești frumoasă sau deștept sau celebru sau folosește pentru tine și folosește pentru onoarea lui Dumnezeu. Dar scopul vieții nu este ăsta. Pentru că sunt oameni săraci care și-au înțeles scopul vieții, dar nu toți. Sunt oameni bogați care și-au înțeles scopul vieții, dar nu toți. Sunt femei frumoase care și-au înțeles scopul vieții, dar și urâte. Sau altfel, să nu spun urâte. Sunt oameni de toate felurile care și-au înțeles scopul vieții, dar nu toți. Ceea ce vreau să spun este că sărăcia nu te încurcă și bogăția nu te ajută. Frumusețea nu te ajută și absența ei nu te încurcă. Scopul vieții are legătură cu altceva. Haideți să luăm o pauză și vom reveni. Dumnezeu să fie lăudat. Amin. Haideți să ne ridicăm toți în picioare, să cântăm o cântare în comun, după care corul de tineri să continue să laude pe Domnul cu o cântare.
Să ocupăm locurile.
Dumnezeu să fie lăudat și să primească închinarea noastră. La început am citit textul din Faptele Apostolilor și am avut intenția să vă prezint un bărbat care era foarte realizat la momentul experienței despre care am citit. În ce fel era realizat? Din punct de vedere intelectual, din punct de vedere academic, era foarte realizat. Din punct de vedere material, cu siguranță o ducea bine. Un om cu pregătirea lui și un om cu poziția lui, membru în Parlamentul Religios al Israelului, era unul dintre cei 50 de bărbați. Din punct de vedere al reputației, el este speranța națională, pentru că singurul care s-a calificat să fie trimis pentru stârpirea, pentru anihilarea acestei mișcări creștine care se înfiripase, a fost Saul. Omul acesta a fost proeminent. Din punct de vedere lumesc, el a avut tot ce și-a dorit. Și observați că atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, pune întrebări de copil. Cine ești și ce să fac? La vârsta asta, după ce ai doctorate peste doctorate, tu pui întrebări de genul ăsta, cine ești? Păi dar tu ce ai învățat până la vârsta asta? Doctoratul în ce domeniu l-ai făcut? Și ce să fac? Păi ce ai făcut cu viața ta până acum? Dacă de-abia de acum încolo întreb ce să fac. Mă gândesc că asta ar trebui să o faci când ești mic și să-l întrebi pe tata. Tata, tu ce sfat îmi dai să ajung în viață să fac? Ca să o iei de la început. Că dacă te apuci la 30 de ani... Aș vrea să mergem puțin mai departe și să punem o altă întrebare. Care e scopul vieții din punct de vedere religios? Sunt oameni care aleg religia crezând că vor primi un scop în viață și că acesta este scopul vieții. Aici putem vorbi foarte mult. Istoria religiilor este un curs de cel puțin un an de zile la școală. Dar aș vrea doar să spun că scopul vieții unui om e determinat în primul rând de autenticitatea credinței lui în Dumnezeu și de cunoștința pe care o are despre caracterul și voia lui Dumnezeu. Dacă nu are o credință autentică și dacă nu cunoaște caracterul și voia lui Dumnezeu, omul acesta niciodată nu va ști care este scopul vieții lui. Lumea noastră este o lume religioasă. Este ciudat că acest cuvânt, acest concept de a fi religios s-a modificat atât de mult încât ateismul e o religie. Adică ateismul este intenția de a nega existența lui Dumnezeu, dar e o religie. Cum vine aia religia să fie împotriva lui Dumnezeu? Nu vreau să spun prea multe lucruri despre asta, fiindcă aș vrea să mă concentrez puțin pe soluție, nu doar pe ce nu și pe ce da, dar vreau să vă spun că mai mult decât 1 pe 3 din locuitorii planetei sunt constrânși de guvernele comuniste, totalitare, fundamentaliste, să nu creadă în Dumnezeu. A crede în Dumnezeu este un lucru de lux, costă, nu este chiar foarte simplu. Biblia spune despre oamenii care neagă existența lui Dumnezeu că sunt oameni nebuni. Cum să înțeleagă un om nebun care e scopul vieții? O a doua formă de religie, primul este negarea lui Dumnezeu, cea de-a doua este acceptarea lui Dumnezeu, dar negarea faptului că îl poți cunoaște, agnosticismul. Să fii agnostic înseamnă să fii religios, dar să crezi că deși Dumnezeu există, tu nu-l poți cunoaște. Deci așa de departe, așa de ascuns, încât nu-l poți cunoaște, te mulțumești cu ideea că există și acolo. Politeismul este o altă formă de religie. Asta înseamnă religia cu mulți dumnezei. Hindușii au 330 de milioane de dumnezei. Nu mai imaginați-vă ce complicat este să ai atâția dumnezei și să-i poți mulțumi pe toți. Panteismul e o altă formă de divinitate, de religie și înseamnă să crezi că Dumnezeu este în orice. Dumnezeu e în lemnul ăsta, Dumnezeu e în plasticul ăsta, Dumnezeu e în orice lucru. În orice lucru din lumea asta e Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă te urci în mașină, te urci în Dumnezeu. Dacă te urci pe bicicletă, te urci pe Dumnezeu. E o formă de religie.
Monoteismul este o alta și monoteism probabil că are cei mai mulți adepți prin faptul că cele trei mari religii sunt monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamismul. Nu vreau să spun nimic despre ele pentru că nu este timp și nu este important. Putem să ne luăm informații din cărți, de pe internet. Am vrut numai să vă spun că foarte mulți oameni aleg religia ca să-și găsească scopul vieții. Știți că oamenii care au condus avioanele acelea 9-11, care au intrat în turnurile gemenii și au făcut alte pagube în America, au făcut asta pentru că mediul de hrănire care i-a influențat le-a spus că ăsta este scopul vieții, că vor fi printre cei mai importanți oameni din împărăție, că vor avea acolo o grămadă de oportunități și așa mai departe. Deci li s-a inoculat în minte că ăsta este scopul vieții pentru ei și Allah se așteaptă de la ei să facă lucrul ăsta. Observați până unde pot ajunge oamenii dacă mergând pe drumul religiei, merg pe un drum greșit. Atunci când vrei să ajungi undeva, îți trebuie o hartă ca să ajungi acolo. Dacă oamenii nu au o hartă corectă, de multe ori în călătoriile mele am cerut sfatul unui trecător care am crezut că știe ce îmi spune. Și unii n-au știut și mi-au spus să mă duc într-o direcție greșită. Și când am ajuns acolo, alții mi-au spus, o, domnule, nu ai venit bine, de la cotitura aia trebuia exact unde îl întrebasem eu pe binevoitorul ăla. Săracul, i-a fost rușine să spună că nu știe și mi-a zis, du-te încolo. Și pentru că nu mai era altul pe acolo, n-aveam de la cine să iau second opinion. L-am întrebat pe el și m-am dus încolo. În viață, dacă faci așa și te duci încolo vreo 50 de ani, de unde încă 50 să te întorci înapoi? Și la urmă încă 50 să te duci pe drumul bun. Nu? În al patrulea rând aș vrea să surprind care este scopul vieții din punct de vedere al lui Solomon. Solomon este calificat de Dumnezeu cel mai înțelept om de pe pământ. El vorbește foarte mult de scopul vieții. În ciuda înțelepciunii lui de excepție, Solomon a avut o parte din viață când, din cauza femeilor pe care și le-a luat, el a avut 1000 de femei, 700 au fost nevăste și 300 au fost țiitoare. Despre nimeni nu spune Biblia că a avut așa ceva. Omul ăsta a avut mari oportunități. Aurul era așa de mult în vremea lui încât nu mai avea valoare. Țara n-a fost niciodată organizată ca și atunci. A fost împăratul de lux între cei 42 de împărați ai lui Israel. 3 ai regatului unit și 39 ai celor două regate, regatul de sud 20 și regatul de nord în Israel 19. Ei, însă, omul acesta luându-și atâtea femei, dintre femeile păgâne, fiecare femeie care venea cu religia ei. Și inima lui ca bărbat și ca soț s-a legat de femeile astea și legându-se de ele le-a iubit. Noastră știți că lumea e condusă, mai în glumă, mai în serios, predicatorii spun asta, lumea e condusă de bărbați, dar bărbații sunt conduși de femei. Femeile sunt niște ființe foarte influente. Toți bărbații căsătoriți știu asta, dacă recunosc sau nu e o altă problemă. Dar femeile sunt niște ființe influente. Ei, omul ăsta a avut 1000. L-au influențat și cumva au monopolizat nevoile lui prin faptul că el a trebuit să le accepte, să accepte și religia lor odată cu ele. Și a făcut pentru fiecare un altar, o biserică, un templu. Și a început să meargă împreună cu ele, pentru că îi erau dragi. A început să meargă cu ele în locul ăla unde se închinau ele, la tot felul de zeități. Așa se face că a ajuns omul ăsta idolatru. Din dragostea lui pentru 1000 de femei, a ajuns să aibă 1000 de religii. Și Dumnezeu se uită la el și spune următorul lucru. Am terminat cu tine. Dar acolo spune ceva ce întotdeauna îmi place să spun, nu-i timpul acum să spun aici, dar numai o să punctez. Îi spune, o să-ți iau împărăția, dar nu o iau în timpul vieții tale. Și din cauza tatălui tău, David, o să o iau după ce mori. Vă mai aduceți aminte ce a făcut printre altele David? Și totuși Dumnezeu ține cont de David. Despre niciun bărbat din Scriptură Dumnezeu nu spune așa ceva decât de David. Acum stau și mă gândesc. Mâine, poi mâine o să mor și eu, că asta e misiunea mea după ce m-am născut și am trăit o vreme. Și am și eu 3 copii și apoi 6 și apoi cu 4 nepoți 10 și poate că o să mai vină. Poate că unii dintre aceștia vor greși înaintea Domnului. Și Dumnezeu va spune, s-a terminat.
Acum pun sub formă de întrebare, va putea să spună Dumnezeu, dar totuși nu în timpul vieții tale, din cauza lui taică-tă sau lui bunică-tă Luigi, va putea să spună asta sau nu? Aș putea eu să dau copiilor mei acest credit de milă, cum l-a dat David lui Solomon? Pentru mine lucrul acesta înseamnă așa de mult încât ori de câte ori încerc să-l spun, îmi dau seama că nu pot să spun ce am în suflet. E prea complex ca să-l pot spune, dar este extraordinar să poți lăsa atenția ta înaintea Domnului, o viață închinată, o sinceritate și o transparență proeminentă de care Dumnezeu să țină cont și atunci când tu ai plecat la cele veșnice. Și Solomon a avut o perioadă mare de cădere și în perioada asta de cădere Biblia spune că a avut trei căutări. Prima dintre ele a fost înțelepciunea. Zice el, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea. L-a lăsat pe Dumnezeu și a vrut să devină proeminent prin cunoaștere. Uitați ce spune la sfârșit, Eclesiastul 1:17-18. Am înțeles că asta e goană după vânt. Ce scop al vieții în goană după vânt? Ce înseamnă goană după vânt? Inutilitate. Nu e util, nu e necesar, n-are rost, nu-mi servește la nimic. E ca și cum cineva îți dă în loc de bani niște hârtii, așa. Dacă te plătește cu alea, poate să-ți dea o basculantă, că ce să faci cu ele? Mai bine îți dă un fișic de bani adevărați, nu? Decât o mie de fișicuri false. Apoi, plăcere și avere. Am zis inimii mele, hai, vreau să te încerc cu veselie. Și am hotărât să-mi veselesc trupul cu vin, am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, am sădivii, mi-am făcut grădini, livezi, piscine, mi-am cumpărat rob, roabe și atenție, cântăreți, cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor. Vorbeam puțin mai devreme de poligamia lui Solomon. Și la urmă știți ce spune el? Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la lucrurile pe care le făcusem cu truda mea, am văzut că în toată e numai deșertăciune și goană după vânt. Câteva zeci de ani din viață să ți-i cheltuiești ca să înveți că asta este goană după vânt. Păi cât de lungă trebuie să fie viața unui om ca să învețe din proprie experiență? Când ar putea să mai învețe și din experiența altora? Așa în 5 minute, în 10, în 15, nu câte 10, 20, 50 de ani pe experiență, prin proprie experiență. Și mai are încă una pe care el o așează aici, cunoaștere și concurență. Începe să-i observe pe oameni și să intre în concurență cu ei, ca nimeni să nu ajungă la performanța lui, tot timpul să se asigure că e o distanță rezonabilă între el și următorul predicator, între el și următorul dirijor, între el și următorul pianist. Tot timpul se asigură că e o distanță rezonabilă și când se apropie prea tare de el omul numărul 2, pac, îl atinge la... Așa, ca să-l destabilizeze și să-i trebuiască vreo 15 minute să se așeze și în alea 15 minute iar mărește distanța. Ați auzit de politica asta? Ei, Solomon a folosit-o. Și știți ce spune la sfârșit? Solomon spune următorul lucru. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Și a zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas în continuare departe de mine. Stimați frați și surori, de multe ori m-am gândit și am verbalizat gândul ăsta de la amvon făcând următoarea afirmație. Dacă acest om numit cel mai înțelept a făcut gafe de genul ăsta, eu, un anonim, ce șanse am ca să nimeresc, ca să fac bine lucrurile, ca să nu greșesc ca el să-mi cheltui viața pe nimic, să ajung în idolatrie pentru ca să mulțumesc pe nu știu cine din compania mea, ce șanse am? Știți care e răspunsul corect? Toate șansele. Pentru că un om care stă lipit de Domnul Iisus Hristos are toate șansele să ajungă unde este Domnul Iisus Hristos. Cine își lipește viața de orice altceva, din valorile acestei lumi, pe care am încercat să le pun în evidență până acum, bani, celebritate, femei, lux, averi, influență, performanță, dar toate acestea în absența Domnului și a pocăinței, ca și prioritate mai importante decât Domnul, omul acesta va ajunge nicăieri. Însă cine trăiește la început Dumnezeu și apoi toate celelalte la locul lor, că familia e bună, dar Domnul ajunge să spună cine își iubește nevasta mai mult decât pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Auzi tu? Cine se iubește pe el mai mult decât pe mine, zice Domnul, nu poate să fie ucenicul meu. Cine își iubește copilul mai mult decât pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Păi astăzi să predic că eu mai mult îl iubesc pe Dumnezeu decât pe Carmen, s-ar putea cineva să zică că mi-am pierdut mințile. Dar asta e Evanghelie. Și nu numai că e Evanghelie, dacă ar fi adevărat, chiar că e Evanghelie, adică trebuie să fie adevărat.
Mă apropii de încheiere și pun una dintre ultimile întrebări. Care este scopul vieții din punct de vedere biblic? Care este scopul vieții din punct de vedere biblic? Aș vrea să luăm un exemplu și să luăm un exemplu pe care îl dă Domnul Iisus din Ioan în capitolul 13 și să ne gândim un pic la treaba asta. În Ioan, în capitolul 13, Scriptura spune următoarele cuvinte în versetele 1, 2 și 3. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi deduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Observați că viața, oricât de grea și de insuportabilă ar fi, rămâne cel mai bun lucru pe care îl avem, că noi nu putem trăi în afara vieții, ci doar în interiorul ei. Și uitându-ne la Domnul Iisus Hristos, El ne ajută să înțelegem care este scopul vieții. Care este scopul vieții? Haideți să desprindem primul gând, originea și perspectiva vieții. Ce spune Scriptura? Iisus știa că de la Dumnezeu a venit. Omul care știe și trăiește în acord cu ceea ce știe, omul care știe că vine de la Dumnezeu, că originează din Dumnezeu, nu din maimuță. Mâine seară ne vom întâlni aici și tema seminarului va fi creaționism, adică suntem creați de Dumnezeu, sau evoluționism, sau am evoluat din maimuță. Despre asta vom vorbi mâine seară, dar acum nu vorbim despre asta. Însă am vrut să pomenesc, omul care crede că vine din Dumnezeu, că e creat de Dumnezeu, e făcut de mâna lui Dumnezeu, omul acesta se simte responsabil față de Dumnezeu. De ce o ascultăm noi pe mama? Pentru că ne simțim responsabil față de mama că ea ne-a dat viață. Nu poți să-i spui lui mama, știi ce, nu mă interesează de tine. Poți să-i spui asta la un vecin, dar nu lui mama. Mama m-a purtat în pântece, mama m-a ținut în brațe, mama n-a dormit când eu nu dormeam, mama e specială pentru mine. Cum să-i spun lui mama, lasă-mă în pace că nu mă interesează de tine? Ar trebui să fii un om fără minte să fac această afirmație. Ei, când știi că Dumnezeu ți este creator, nu mai poți să spui nu mă interesează de Dumnezeu, ci te faci responsabil față de El, pentru că viața pe care o ai este a Lui și El ușor poate să spună, ok, dă-mi viața înapoi și du-te în continuare, mai trăiește după ce ai murit. Ascultă-mă, dragul meu, viața pe care o ai, așa cum este ea astăzi, este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-o va lua într-o zi, nu știi când, s-ar putea să fie la noapte, s-ar putea să fie peste 1000 de nopți. Atunci când știi că viața asta nu e a ta, ți-a fost dată pentru un timp, cam așa, nu știu cât, și într-o zi Dumnezeu va spune, stop, dă-mi-o înapoi. Asta se poate întâmpla oricând. Când trăiești cu gândul ăsta, nu-ți mai pierzi timpul, nu ți-l mai consumi fără rost și încerci să folosești fiecare clipă ca pe o urgență, că n-ai mult timp. Știi că în cimitir sunt o grămadă de cruci pe care scrie vârsta pe care tu o ai acum? Te întreb, de ce El acolo și tu aici? Te întreb, cât mai stai aici? Și întrebările pot continua. Domnul Iisus a știut că. V-ați întrebat vreodată de ce a ști este important? A ști este important pentru că a ști generează a crede. Nu există a crede fără a ști. Uitați ce zice Biblia. 1 Timotei 1, 12 la 13. Mulțumesc lui Hristos Domnul, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere, pentru că m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte era un hulitor și un prigonitor. Atenție! Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Din neștiință mergi în necredință și din știință mergi în credință. Dar despre ce știință este vorba? Pavel lămurește în Roman 10. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut, dar cum vor crede dacă nu știu, dacă n-au auzit? Astfel, credința vine în urma auzirii, vine în urma la a ști. E important să știm că dacă nu știm, nu credem. Noi credem că Iisus este Domnul, fiindcă am citit în Biblie că Iisus este Domnul. Și am crezut ce am știut, ce am auzit. Că noi știm, dar putem să dăm respect la ce știm, că e cuvântul lui Dumnezeu și e adevărat, ni-l însușim personal așa cum e scris, sau poți să zicem, eu nu cred, domne, în treaba asta. Am citit asta în ziar, dar nu cred. Am citit în ziar că a zburat un om. Știți ce fac cu acest știu? Nu-l cred. Poți să știi fără să crezi, dar nu poți să crezi fără să știi. Credința noastră este produsă de ce știm.
De aceea suntem îndemnați să cunoaștem Biblia, să o citim, pentru că în timp ce o citim, aflăm că Dumnezeu există și zicem, eu de astăzi înainte voi crede treaba asta. Aflăm că lui Iisus nu-i plac oamenii care mint și dintr-o dată spun, de astăzi înainte, eu n-o să mai mint, dar de ce? Pentru că am citit în Biblie, acum știu că e păcat. Când eu m-am întors la Domnul, în Giurgiu, în zona de sud, nu existau pocăiți, m-am întors la Domnul în București și trăiam în Giurgiu. Și bunica mea, de care vă spuneam că m-a crescut, tocmai murise. Și aproximativ 2 ani, mai bine de 2 ani, am postit pentru ea din când în când, pentru ca Domnul să-i mântuiască sufletul. Nu știam că oamenii morți nu pot fi mântuiți. Eu am vrut să fie și ea mântuită, chiar dacă a murit. Și am zis că Dumnezeu o să considere interesul meu. Și crescând spiritual, citind Biblia, stând în compania oamenilor lui Dumnezeu care cunoșteau voia lui Dumnezeu, am aflat că cine a murit nemântuit așa rămâne și cine a murit mântuit așa rămâne. Dar la început n-am știut și dacă n-am știut corect, am crezut o minciună. Biblia ne spune, Iisus a știut. A știut că vine din Dumnezeu, originea Lui, dar a știut că se întoarce la Dumnezeu, perspectiva Lui. Ascultă-mă, dragul meu. Sunt oameni care spun, mă spânzuri și scap. Mă, dragule, nu scapi. Ascultă-mă, nu scapi. Te duci mai repede unde meriți. Nu scapi. Pentru că indiferent de forma în care mori, te duci înaintea lui Dumnezeu la judecată. De ce scapi? Scapi de o datorie la bancă și te duci în iad? Păi ți se pare că iadul e mai ușor decât datoria la bancă? Nu mai vrea prietena să se însoare cu tine și acum spui lațul de gât? Mă, ascultă-mă, asta se numește dezechilibru emoțional. Tu ai impresia că dacă te duci în iad, că te-ai spânzurat, o să fie mai ușor decât sentimentele tale că au fost un pic înșelate în așteptări de fata asta care și-a găsit un altul? Lasă-o, mă, să se ducă, că dacă așa a făcut, bine că s-a dus, că altfel decât să strice fiecare zi, mai bine ți-a stricat o zi. Ceea ce vreau să vă spun, frați și surori, este că dacă noi am ști și am respectat ce știm, că venim din Dumnezeu și că ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, atunci ar fi complicat. Cei care ați avut părinți, dacă făceați un lucru rău ziua și știați că seara vine babacul acasă, se întoarce tata de la lucru, când venea așa ora 5, cam ce simțeați? Mi-aduc aminte ce îmi spune unul dintre păstorii noștri asistenți de la biserică, el vine din Botoșan și spune că a fost așa mai energic, să nu-i zic altfel, când a fost copil. Și nu făcea ce trebuie și când venea taică-s-o seara, când știa el că urmează să vină autobuzul, se ducea mai repede acasă cu câteva minute și făcea grajdul cu animalele bec, casa bec. Că zicea el, îl îmbunez pe tata, că știa că o încurcă. Observați ce face frica. Vreți să vă spun ceva? Cred din tot sufletul meu că suferința este cea mai eficientă nuia a lui Dumnezeu pentru oameni. Și în mâna lui mama, și în mâna lui tata, și în mâna păstorului, și în mâna lui Dumnezeu. Și când spun în mâna păstorului, mă refer la ceea ce zice Biblia. Dați afară din mijlocul vostru, mustrați de față cu toți ca să nu știu ce, mustră cu toată îndrăzneala. Fraților, orice persoană care nu dă socoteală nimănui este un om expus la cele mai mari riscuri. Orice persoană pe care nu-l trage nimeni la socoteală este cea mai nefericită persoană. Nu vă bucurați că n-aveți pe nimeni să zică, hei, la ce oră ai venit aseară acasă? Dacă nimeni nu te întreabă treaba asta, nu te bucura că ai prea multă libertate. Ascultă-mă ce spun, într-o zi o să folosești greșit libertatea asta și o să intri în păcat și o să strici relația și prietenia cu Dumnezeu. E important să știi că te duci înapoi în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu vede ce faci, știe ce faci, îți cunoaște gândurile. Știe la ce te uiți când intri pe internet. Știe. Vreți să vă întreb de câte ori a mâncat Adam din fructul oprit? Odată. De câte ori a luat Acan ce nu era al lui? Odată. De câte ori a vândut moșioara Anania și Safira? Odată. Și pentru o dată ăștia au murit, ălălalt a murit și ăla a fost dat afară din Eden. Și tu? Tu de câte ori? Fiecare seară. Și? Eu am siguranța mântuirii. Poftim? Siguranța mântuirii? Dar cine ți-a dat siguranța asta? Biblia nu vorbește de siguranța mântuirii în condiții de genul ăsta. Biblia vorbește de siguranța mântuirii atunci când faci voia lui Dumnezeu, nu când trăiești împotriva voii lui Dumnezeu.
Frați și surori, să-ți găsești scopul în viață e să înțelegi că cel care te-a împins pe scena existenței umane pentru o clipă numită viață e Dumnezeu și stă în spatele cortinei și te vede. Stă în spatele cortinei și se uită la tine. Te vede ziua, te vede noaptea. Îți pătrunde în minte, îți vede gândurile când ești invidios pe cei care-s mai sus sau disprețuitor față de cei care-s mai jos. Îți vede sentimentele inimii mânate de tot felul de murdării. Pe toate le vede, stă în spatele cortinei și se uită. Și tu ai speranța că ești un om mântuit. Păi dacă oamenii mântuiți sunt ca tine, îi asfinți cum sunt? Frați și surori, ne vom înțelege scopul vieții când vom ști de frica Domnului. Frica Domnului e începutul înțelepciunii, spune Biblia. Un copil fără părinți se întoarce acasă când vrea. Eu am fost așa. Cine era să mă pedepsească? O bunică oarbă? Cum era să mă găsească? Că mă duceam în colțul ăla și tăceam și nu știa unde sunt. Eu am experiența asta a copilăriei mele. Mă întorceam acasă când vreau, dacă mă întorceam. La 2, la 3, la 4, la 5. Dacă ai avut un tată exigent, ți-ai permis să te întorci odată la 5 dimineața acasă? Știi cine te-a făcut să fii serios și disciplinat? Frica. Respectul față de tată și frica de piele, de durere, pe care ai evitat-o. Trebuie să știi că Dumnezeu stă în spatele cortinei după ce te-a împins pe scena istoriei și se uită la tine. Și să știi că va ieși într-o zi din spatele cortinei și atunci te va întreba ce ai făcut. Tu vei plăti toate lucrurile astea, nu eu. Tu vei plăti, nu Dumnezeu. Ei, când știi lucrurile astea, dintr-o dată spui, o să renunț de azi înainte la plăcerea asta pentru că e prea scumpă. Eu nu-mi vând sufletul pentru o plăcere. Sufletul meu este mai important decât să mă uit, să fac, să mă ascund după colț, să... Sufletul meu e mai important. Totul pleacă de la a ști. Iisus a știut. Așa spune Scriptura. 2. Vulnerabilitatea și responsabilitatea vieții. Fiindcă Iisus știa că i-a sosit ceasul, Hristos a fost o persoană care a cunoscut agenda lui Dumnezeu. A primit job description-ul, a primit programarea cu ce trebuie să facă în fiecare zi. Și a plecat de dimineață în lucru să se uite la toate lucrurile pe care trebuia să le facă lucru în fiecare clipă. Și dacă a venit ora 9, a știut ce trebuie să facă la ora 9. A venit ora 10, a știut ce trebuie să facă la ora 10. Vă întreb cei care sunteți adolescenți. Ora 7, 8, 9 dimineața, știți ce aveți de făcut? Iisus știa că a sosit ceasul. Care ceas? Ora 9 dimineața. Știți ce aveți de făcut? Dacă nu știți ce aveți de făcut acum, nu o să știți niciodată. Că aceeași minte o ai și acum și totul o să fii și peste 50 de ani. Dacă nu te disciplinezi, dacă nu te oprești din păcat, dacă nu te oprești cu răzvrătirea, cu minciuna și umbli cu fofârliga, dacă nu te oprești, cu asta vei umbla întotdeauna, dar și în veci de veci. Dacă vrei să-ți afli scopul în viață, trebuie să știi. Trebuie să știi cine te-a împins pe scena istoriei și cine îți va spune, hei, vină cu acest spatele cortinei unde te aștept. Și trebuie să știi care este ceasul. Dacă ești un tânăr, e 10-11 dimineața, știi ce ai de făcut? Iisus a știut că a venit ceasul. Ceasul la ce? Ceasul la școală, ceasul la responsabilitate, ceasul la căsătorie, ceasul la făcut copii, ceasul la crescut copii, ceasul la post, ceasul la înfrânare, ceasul la rugăciune, ceasul la slujire. Iisus a cunoscut când i-a venit ceasul. A fost o vreme pentru orice. Mi-e rușine de multe lucruri din trecutul meu. Dar în trecut nu mai pot intra, e încuiat. Și cheia e la Dumnezeu. Mai am o singură oportunitate. Prezentul, în perspectiva viitorului. Trecutul e încuiat. Cu bune și rele. Aș vrea să mă bag un pic acolo și să mai schimb, ca și fratele Viorel de care vă vorbeam puțin mai devreme, să mai schimb câte ceva, dar nu-i posibil. Așa sunt cum le-am făcut la vremea la care le-am făcut. Că-s bune, că-s rele, ele reprezintă cum gândeam eu și pe cine iubeam eu atunci. M-ați auzit? Ce cuvinte grele. Alea arată pe cine iubeam eu cu adevărat atunci. Fratele Ionel nici nu știa. Se uita la mine și credea că-s fată serioasă, că pe din afară așa par. Sau băiat serios, că pe din afară mă îmbrac și stau cu minte în adunare. Însă, în adevăr, când nu mai mă vede nimeni, atunci sunt alt om. Iisus a știut. Și al treilea lucru pe care vreau să-l prezint,
administrarea și pregătirea vieții, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Iisus știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Stau și mă gândesc că mi-am dorit trotineta aia, dar n-am avut-o decât la un moment dat. Aș fi dorit mai devreme. Da? Atunci mi-a dat-o Dumnezeu. Bicicleta mi-am dorit-o mai devreme, motocicleta, mașina mi-am dorit-o mai devreme, toate lucrurile care mi-au plăcut în viață, mi-ar fi plăcut când mă nasc să fie grămadă în jurul meu și să le folosesc așa, când mă fac la vârsta potrivită. Dar a trebuit să aștept după ele. Când Carmen s-a îmbolnăvit de cancer, am așteptat 2 ani. 2 ani înseamnă 2 ori 365. Știți câți ani are o zi când ai soția bolnavă de cancer? Cam 1000 de ani are o zi. Atât are. O zi e cât 1000 de ani când ai soția bolnavă de cancer. Și am așteptat 2 ani ca doctorul să ne spună, e ok. Mă gândeam, în toate aceste 365 ori 2, Doamne, vei avea milă de mine? Îi vei da sănătate lui Carmen? De ce a trebuit să aștept 2 ani? Astea sunt întrebări existențiale. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. Oricine spune un răspuns, n-ai de unde să știi că e adevărat sau nu. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. De ce e așa? De ce e altfel? Dumnezeu nu răspunde. Biblia nu e știască. Dumnezeu nu răspunde la întrebări escatologice. Când vine Domnul? Nu-i treaba voastră. Ascultați-mă, asta spune. E Biblie ce vă spun acum, nu e teologie, adică interpretarea Bibliei. Nu-i treaba voastră. Treaba voastră e să vă umpleți de Duhul Sfânt, treaba voastră e să începeți misiunea aducându-vă până la capătul pământului și treaba voastră e să vă sfințiți. Asta spune Evanghelia. Ceea ce spune Scriptura este că noi trebuie să ne administrăm viața. Să ne pregătim și să ne administrăm viața. Acum, convertindu-ne, asta e responsabilitatea noastră, instruindu-ne, maturizându-ne, primind împuternicirea Duhului prin botezul cu Duhul Sfânt, proslăvindu-L pe Dumnezeu, aceasta este planul lui Dumnezeu pentru noi, mergând în marea trimitere, împlinim voia lui Dumnezeu ca să slujim și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu care stă să apară. Frați și surori, noi trebuie să mergem în evanghelizare și trebuie să ne întoarcem în închinare. Trebuie să mergem în evanghelizare la oameni și trebuie să ne întoarcem în închinare la Dumnezeu. Unii pleacă în evanghelizare și nu se mai întorc în închinare. Alții se întorc în închinare, dar nu mai pleacă în evanghelizare. Amândoi au problemele, unii cu alt, cu unii cu una, devin specialiști pentru oameni, dar nu se mai întorc la bază. Alții rămân la bază și mor oamenii, iar ei au treabă, sunt ocupați. Adevărații credincioși merg în evanghelizare și se întorc înapoi, în închinare. Aceasta este pendularea unui om al lui Dumnezeu care și-a înțeles scopul vieții. Scopul vieții este să mă închin lui Dumnezeu. Eu nu pot trăi fără să mă închin. El e robinetul de la care beau apă. El e cuptorul de la care primesc pâine. El este gura care mă încurajează pe mine când nu mai are cine să mai mă încurajeze. Orică nu are cine, orică-s gratuite cuvintele. El e totul pentru un om ca mine. Dacă n-ar fi El, n-ar avea niciun rost să trăiesc. Viața ar fi insuportabilă. Însă oamenii aceștia, care sunt 7 miliarde în jurul meu, sunt responsabilitatea mea și a fraților mei. Asta știu și cred ceea ce știu. Dacă mi-ar fi spus-o un om sau o organizație, mă îndoiam. Mi-a spus-o Domnul Iisus Hristos și este scris în cartea Lui. E obligația mea să mă duc. Uneori n-am bani. Dar au alții din jurul meu și îmi spun, ok, ia banii ăștia și du-te. Altădată nu am casă, dar sunt alții care spun, ok, vino și dormi în dormitorul nostru sau în casa noastră. Alteori n-am altceva și Dumnezeu pregătește. El a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Doar să credem. Dacă nu crezi, nu vei afla scopul vieții. Nu vei afla scopul vieții niciodată. Trebuie să crezi și atunci când crezi, vei afla care este scopul vieții. Scopul vieții e următorul. Să te pocăiești și să devii copilul lui Dumnezeu mântuindu-ți sufletul. 2. După ce te-ai convertit și ți-ai mântuit sufletul, trebuie să te implici într-un proces de instruire și de maturizare în biserica locală, citind Biblia și fiind împărtășia sfinților, pentru ca să devii un om care știi să faci ceva în slujba Domnului. Apoi trebuie să pleci împreună cu alții în viziunea bisericii locale și să te întorci cu frații să te închini. Și în această stare, făcând lucrurile astea, trebuie să-L aștepți pe El să se întoarcă. Când vei face,
treaba asta. Vei trăi cu bucurie, fără să mai aibă vreo importanță dacă ai bani sau n-ai bani, dacă te doare sau nu te doare, dacă e cald sau e rece, dacă ai mașină pe benzină sau pe motorină. Pentru că nu te mai legi de lucrurile materiale de care ai nevoie, te folosești de ele, dar ele sunt doar niște instrumente pe care le folosești să-ți împlinești scopul. Scopul este să-L onorezi pe Cel care e în spatele cortinei, care te-a împins pe scena vieții și care într-o zi te va chema acasă. Nu ca să te judece, ci ca să împărățești împreună cu El. Dragii mei, aș vrea să vă spun că în lumea asta în care trăim există multă durere. Dacă în durerile acestea am compara durerea ca și o groapă în care cazi, probabil că oamenii în care ne încredem, oameni pe care îi plătim greu câteodată vânzându-ne sufletul sau încălcându-ne principiile, certându-ne cu propriul nostru Dumnezeu pentru ei, ascultați-mă ce posibile atitudini pot avea ei. Subiectivul să spună, mă doare după tine, dar rămâi în groapă. Obiectivul să spună, omenește vorbind, frate, toți putem cădea, dar de data asta s-a întâmplat să cazi tu. Fariseii să spună, numai oamenii răi cad în groapă, asta înseamnă că n-ai fost băiat de treabă. Matematicianul să spună, groapa are 2 metri, posibilitatea de a ieși afară este cam 12,5%. Reporterul TV să spună, poți să-mi povestești cum s-a întâmplat, vreau să fac un reportaj. Legalistul să spună, îți meri groapa. Așteptam să cazi acolo de mult, am știut că acolo vei ajunge. Optimistul să spună, nu te pierde cu firea, putea fi și mai rău. Însă Iisus se coboară, te ia de mână, te ridică și spune, ok, o luăm de la început. Acum vreau să te întreb, care ar trebui să fie scopul vieții? Orice băiat vrea să se simtă bine cu tine și apoi să te spună la toți și nu te vei mai căsători niciodată. Știi asta. Orice fată vrea să te prostească până își termină facultatea și apoi se căsătorește cu unul care nu este epuizat ca tine. Oamenii aceștia vor să ne consume ca pe o sticlă cu apă, pe care după ce îi bei conținutul, arunci ambalajul. Pentru toți suntem un mod de a se realiza. Singurul care a venit să se cheltuiască pentru noi. Și aceasta este dovada că ține la noi, nu că ține la El, este Iisus Hristos. Am ajuns la vârsta la care nu mai pot să trec pe lângă El, fără ca să mă facă nu știu cine este și ce a făcut pentru mine. Pavel a întrebat, cine ești? Vreau să vă spun că acum eu știu cine este. Este Domnul meu, e Mântuitorul meu, e Stăpânul meu, e minunatul și frumosul meu Dumnezeu. Ce vrei să fac? Eu știu ce vrea El să fac. Vrea să-L iubesc pe El cu tot ce am eu în mine, în minte și în suflet. Și apoi vrea să-mi iubesc familia și apoi vrea să iubesc pe toți oamenii din lumea asta, inclusiv pe cei ciudați, pe cei de altă culoare, pe cei nesuferiți și pe cei insuportabili. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru mine. Mi-am pus în minte treaba asta și pur și simplu merg pe pilot automat până la sfârșitul vieții. Aș vrea să mă opresc, fiindcă timpul a expirat, și acum, înainte să ne rugăm să plecăm acasă, aș vrea să întreb. Este aici cineva care în mod personal și convins pe deplin, vrea să ia decizia să-și dea inima și viața Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos să ierte păcatele și să-L mântuiască? Acesta este începutul poveștii de dragoste care se numește mântuirea lui Dumnezeu. Acesta este începutul aflării și practicării scopului lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că eu nu vă cunosc, mai ales pe cei mai tineri, și nu știu dacă ei sunt prieteni. Însă într-o seară, în felul ăsta, eu am ajuns mântuit. Pentru că la sfârșitul predicii, fratele Trandafir Sandru, în Biserica Sebastian din București, a întrebat întrebarea asta. Eu am știut că nu-mi pot permite să plec acasă în urma celor pe care le-am aflat. Era prea de tot. Și în seara aia am spus, eu sunt aici și vreau să devin mântuit. Așa s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă. Este cineva aici în această seară care vrea să devină mântuit prin propria lui credință în ce știe din Biblie
și prin propriile lui regrete, părere de rău, remușcări, pocăință pentru lucrurile rele din trecut? Dacă da, acum și aici e timpul potrivit. Doi, e cineva aici care, fiind mântuit, îi pare rău că a trecut timpul, dar n-a crescut spiritual, nu s-a instruit, nu s-a maturizat, pentru că s-a ocupat prea mult de lucrurile omenești și a pierdut din vedere instruirea și pregătirea pentru cer. Este cineva aici care e copilul Domnului, dar a căzut și acum se simte un gunoi? Vreau să ne rugăm pentru aceste trei categorii de oameni. Popor al Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare. Haideți să stăm înaintea Domnului și vă cer în numele Domnului să vă închideți ochii pentru câteva clipe și să vă aplecați capetele, fiindcă aș vrea să provoc la rugăciune pe prima dintre cele trei categorii de oameni și să nu fie stânjeniți de privirile curioase ale dumneavoastră și să fie opriți în felul ăsta să nu ia decizia. Dimpotrivă, stând cu capetele aplecate și cu ochii închiși, rugați-vă lui Dumnezeu ca harul să cuprindă și pe cei care încă nu-s cuprinși. Stimați prieteni, este cineva aici care vrea în această seară să-și dea viața Domnului și să fie mântuit în urma la ceea ce știe și în urma la ceea ce crede? Dacă da, indiferent unde ești în sală, doar pentru câteva clipe, te rog să ridici mâna. Vă mulțumesc la toți. Tată care ești în ceruri, poporul acesta mare la număr, din respect pentru numele Tău, s-a ridicat în picioare să se închine. Suntem martori la lucrarea Ta care se face de mii de ani pe pământul ăsta blestemat. Și în această seară aici, în biserica Ta, în mijlocul acestui popor care se teme de numele Tău, Tu chemi prin Evanghelie așa de mulți oameni. Doamne, Tu-i cunoști pe cei care au ridicat mâna în această seară. Sunt oameni pe care Tu i-ai creat ca și pe noi. Tu știi ce se întâmplă acum în conștiința lor. Tu vezi intensitatea regretelor lor, a vinovăției lor, dar și speranța că Tu îi vei ierta după cum ai promis. În această seară, alături de lucrătorii Tăi și de întreaga biserică, apelăm la grația și la harul Tău de care ne-ai făcut cunoștință prin Evanghelie și în numele Mântuitorului Iisus Hristos, în ranele Lui, în puterea sângelui Lui, ne rugăm, Doamne, să întinzi mâinile străpunse și să-i cuprinzi și în harul Tău, în grația Ta nemeritată de ei, să-i mântuiești, Doamne, în numele Domnului să le scrii numele în cartea vieții. Doamne, îndură-Te de ei și îndură-Te de casele lor. Doamne, scoate-i de sub orice autoritate străină, smulge-i din orice dependență, Doamne, din orice obsesie și dă-le autoritatea și puterea de a fi copiii Tăi, de a intra sub autoritatea Ta, de a se îndepărta de păcat și de a practica neprihănirea. În numele Domnului ne rugăm! Apoi, Tată, vrem să ne rugăm pentru cei din poporul Tău care au pierdut în ultimii ani pasiunea de a se instrui și de a se maturiza, de a merge la pas cu trecerea timpului și au rămas în urmă dedicându-se doar altor activități umane. Doamne, în această seară cercetează-i prin Evanghelie și ajută-i să înțeleagă că scopul vieții nu e doar lumea materială, nu-s doar mașinile, casele și banii. Ajută-i să înțeleagă că scopul vieții, în primul rând, e să Te cunoască pe Tine și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu și să aibă viață veșnică în numele Tău, să nu moară niciodată, Doamne, și să moștenească împărăția Ta. Dă această convingere în mod puternic inimii noastre, Doamne, ca să nu avem nicio frică, nicio îndoială, nicio incertitudine și indiferent dacă vom avea bani sau nu, dacă va fi fric sau cald, indiferent de circumstanțele vieții, să fim convinși că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Știm că unii au trebuit să moară pentru ca să împlinească această voia Ta. Doamne, dă-ne și nouă demnitatea să nu ne compromitem. Dă-ne și nouă demnitatea să nu părem mai importanți decât important ești Tu pentru noi, Doamne. Dacă aici sunt oameni căzuți, Doamne, oameni care au căzut în păcat, în păcate de curvie sau de altă natură,
În această seară apelăm la îndurarea ta și te rugăm, cercetează-i prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie. Și dacă se pocăiesc după îndurarea ta, după bunătatea ta, Doamne, întinde-ți mâinile și mai dă-le o șansă în numele Domnului Iisus Hristos. Tu ești Dumnezeul iertării, Tu ești Dumnezeul milei, Tu ești Domnul domnilor, în mâna ta punem toate lucrurile astea, știind că Tu le faci după îndurarea ta și după voia ta. Mulțumim că ai binecuvântat poporul tău. Îți mai încredințăm doar copiii noștri, Doamne, pe care i-am crescut cum am știut mai bine. Îți mai încredințăm doar podoaba casei tale, pe tinerii aceștia care au ieșit acum pe scena istoriei, bucurându-se de libertatea de a fi în afara casei. Doamne, dă-le înțelepciune să nu-și necinstească cugetele. Dă-le înțelepciune să nu treacă dincolo de educația pe care au primit-o în casă și în biserică. Dă-le înțelepciunea, Doamne, să nu devină dependenți de tot felul de obsesii păcătoase ale acestei lumi. Iar tovară și colegii, prietenii lor care sunt nemântuiți, să nu aibă influența asupra lor și să-i atragă în păcat. Duhul Tău să fie peste ei. Cuvântul Tău, Doamne, să le spună ce trebuie să știe, iar Duhul Tău să le dea putere să facă ceea ce știu. Doamne, îți mulțumim că ne asculți, multe ne sunt rugile, dar noi știm că Tu vei face după voia și după îndurarea Ta. De aceea îți mulțumim că ne-ai ascultat și îți mulțumim Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, și adunarea lui Dumnezeu să spună împreună cu mine. Amin.